Doamnelor, domnilor, suntem în partea a doua emisiunii cu cărțile pe față, împreună cu preotul Irineu Bârle, starețul mănăstirii Prislop. Părinte, spuneați că și dumneavoastră ați învățat din alte lucruri. Asta înseamnă că noi, ca oameni, trebuie să ne și autocorectăm, să fim conștienți de unele situații, să nu vină alții din exterior să ne arate ce probleme avem, ci noi să le vizualizăm? Toată viața noi suntem ucenici. Ucenicii lui Iisus și uităm lucrul ăsta și ne credem deja maestri. Când avem o mică informație, deja suntem maestri și credem că am descoperit apa caldă. Dar toată viața și trei exemple în viața mea le-am avut foarte mari, nu știu cât am învățat de la ele și mai multe, dar care sunt foarte elocvente, aș putea să spun. Exemplu, Maicii Tereza de Calcuta, care cu două luni înainte a murit, când m-am întâlnit ultima dată cu dânsa, m-a întrebat pe mine, care era un copil de 28 de ani, 27 de ani, dacă ceea ce ea a făcut e bine și că ar fi oare ceva ce ar fi doar gând omenesc sau lucru și nu ceea ce Iisus a învățat, așa, și eu stăteam și uluit. Adică eu de 27 de ani, la o femeie care a ținut în brațele ei milioane de oameni, care i-a pus în brațele tatălui să se pună în discuție fără să-i fie frică sau nici nu știu, că mult m-am gândit la lucrul ăsta și exact aceeași întrebare sau aceeași problematică a pus-o Dalai Lama când m-am întâlnit și am avut discuțiile așa private cu și o să le spun telespectatorilor, făcând o paranteză, scuzați-mă că v-am întrerupt, că o să mai difuzăm de sărbători acea emisiune pentru care am primit acordul dumneavoastră și a călugărului cu care ați fost, să vedem ce învățăminte mai tragem și acum să nu vă uitați ideea. Deci noi, indiferent ce am realizat aici pe pământ, dacă viața e un joc, avem de învățat până la sfârșit, până în ultima clipă a vieții noastre. Dacă noi urmăm pe cineva, dacă noi spunem că îl urmăm pe Iisus, până în ultima clipă Iisus ne va învăța ceva. Dacă noi spunem că suntem fiii Tatălui, suntem fii care de la părinți avem de învățat până în ultima clipă a vieții noastre. Iar în clipa în care noi ne considerăm maestri, cred că ne luăm o prerogativă prea mare pentru puterile noastre. Aș vrea să vă întreb dumneavoastră, de la oamenii cu care intrați în contact zi de zi și sunt mulți, mai ales dacă e să privim mamii din trecut, ce ați învățat? Multe, foarte multe. Cu fiecare om este o lecție de viață. Fiecare om pentru mine a fost o lecție de viață. Pot să vă spun lucrurile cele mai simple, care, de exemplu, de la copii, care sunt de la casa de copii și zice că nu ai ce să înveți de la ei, câte lecții de viață mi-au dat și au fost momente în care zic, Doamne, oamenii ăștia sunt de 1000 de ori mai înțelepți ca mine. Și dacă ar fi avut șansele mele de a studia și de a face, ar fi făcut de 1000 de ori lucruri mai bune și mai frumoase decât mine. Și totuși Dumnezeu a rânduit așa lucrurile. De la fiecare om, de la fiecare persoană poți să înveți, dacă vrei să înveți. Iar dacă te convingi că tu le știi pe toate, nu mai poți învăța nimic, nici măcar de la lecțiile dure ale vieții, pentru că începi să te vezi o victimă sau un vinovat sau un nedreptățit sau alte lucruri și intri în acel univers închis al ego-ului care tot distrugi și înăuntru și în afară. Dar atunci când vezi în fața ta o ființă care știi că s-a născut din Dumnezeu și conștientizezi ce potențial a pus Dumnezeu în el, care este și în tine, ai multe de învățat și avem multe de învățat. Oamenii, în general, obișnuiesc să se plângă de orice problemă ar avea, fără să fie, sau poate în acel moment nu mai reușesc să vadă soluția și să prețuiască întâi ce au și apoi să vadă cât de gol e sau cât de plin e paharul. De ce se întâmplă toate acestea? Pentru că vorbiți de acea transformare care a fost asupra generațiilor, că fiecare generație s-a transformat și poate s-au îndepărtat de credință? Ne-am îndepărtat de adevărurile ființiale ale vieții noastre.
Ne-am îndepărtat de bunul simț, de măsura corectă, de nevoile reale ale vieții noastre. Odată cu modernismul și cu tehnologia sau odată asta cu nu? Înstrăinarea de noi înșine. Dacă noi ne ducem în Coreea de Sud sau în Japonia, care sunt societăți ultra sofisticate și care și ca și cum să vă explic, deci sunt maximum în tot ceea ce privește societatea noastră occidentală, oamenii au aceleași valori înăuntru. Au și limite, au și căderi ca și oameni, dar au valorile bunului simț, ale respectului, au acea educație de a nu se plânge, de a găsi soluții, de a nu căuta vinovați, de a fi solidar, de a învăța, de a studia orice, chiar dacă au realități mult mai performante decât ale noastre, vin, le studiază, se uită și învață ceva. Noi ne-am înstrăinat de noi înșine și de valorile ființei umane. Eu cred că aici e problema noastră. Noi, ca biserici, ne-am fosilizat în niște ritualuri și niște realități care... Nu știu, depășită. Eu nu știu dacă noi am înțeles că Imperiul Bizantin a căzut. Deci noi trăim încă într-o lume care este cea din Imperiul Bizantin. Suntem în afara timpului real. În anumite situații. În alte situații încercăm să dăm răspunsuri cât se poate. Nu e o judecată, să nu las ca o judecată generală asupra bisericii, dar în anumite situații cred că suntem încă blocați acolo. Adică și biserica ar mai avea multe de făcut pentru a-l schimba pe om, da? Noi ne-am legat foarte mult de anumite categorii culturale și nu reușim să ne desprindem de ele și să ne reîntoarcem la ceea ce este Evanghelie, la ceea ce este cuvântul cel adevărat al vieții. Actualul Papa vorbește foarte mult de lucrul acesta și încearcă să ne ajute sau să ne determine să ne reîntoarcem un pic la ceea ce este sensul vieții și valorile vieții pe pământ și ceea ce este cultură și tradiție, care au valori și sunt valori, dar un cont e o valoare de muzeu și un cont e o valoare vie a vieții. Și un cont e să înfruntăm o problemă astăzi, o operație pe creier cu mijloacele care le avem astăzi sau să folosim ceea ce foloseau medicii acum 1000 de ani. Nu avem aceleași rezultate. Și Papa ne vorbește direct, uneori chiar și așa cu duritate că avem nevoie, dar pe înțelesul tuturor. Eu asta am văzut. Da, pentru că este un om și a fost om și înainte de a fi papă, pentru că mulți spuneau, acum joacă teatru. Nu e adevărat. Exact așa este cunoscut și la Buenos Aires, cum a fost înainte, cum este acum. În acea simplitate a trăit înainte, cum trăiește acum. Nu a făcut niciun pas ca să cucerească atenția sau să impresioneze oamenii. E natura lui, e modul lui de a fi, pentru că eu sunt fel convins că este o ființă minunată care crede cu adevărat în valorile care le propune și care se văd în modul lui de a fi. Părinte, am să vă expun o situație, pentru că vorbeați și de educație și e bine să accentuăm acest lucru. Am asistat la o ședință cu părinții, la un moment dat mi-au dat lacrimile și vă spun de ce. Doamna învățătoare le-a făcut un test la copii, fiecare pe un bilețel, fără să se semneze cu un nume, la o materie anume de educație civică, parcă sau poate greșesc, i-a întrebat ce nevoiau, ce le lipsește. Și vreau să vorbim și despre relația aceasta părinte-copil, școală, de ce nu, dacă e posibil acești trei factori. Și foarte mulți copii spuneau să nu strige părinții la mine, am mai mare nevoie de atenție, să petreacă părinții mai mult timp cu mine. Cum să percepem toate aceste lucruri? De ce nu mai avem timp pentru copiii noștri? Pentru că părinții s-au înstrăinat de natura lor. Pentru că părintele este prins într-un mecanism în care trebuie să fie 8 ore la muncă, 8-10 ore, se întoarce acasă obosit, stresat. Face acest lucru tot pentru a asigura o bază materială sau un confort copiilor. Are așteptări de la copii, copiii au așteptări de la părinți, numai că ceea ce un părinte dă copilului și ceea de ce un copil are nevoie este
nu știu, acea trăire ființială care este unică și care este lăsată de Dumnezeu, natura mamei și natura tatălui. Mama și tata nu se cumpără, nu se vând, nu îi găsești în altă parte, sunt cei unici pe care Dumnezeu ți-o dat și modul de relaționare cu ei condiționează toată viața noastră. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca bine să-ți fie și an mult să trăiești pe pământ. Nu spune dacă-s bun sau răi, dacă ți-au dat, dacă nu ți-au dat. Deci acel mod de relaționare cu natura lor, maternă și paternă, deci cu acel izvor al vieții care în noi lucrează și ne zidește la orice vârstă a noastră. Problemele sunt multe și sunt greu de înfruntat sau de dat răspunsuri așa dar astăzi cei 7 ani de acasă lipsesc pentru că nu mai sunt real cei 7 ani de acasă. Un părinte care se întoarce epuizat de la muncă, ce poate să-i dea decât epuizarea? Nu mai poate oferi acea iubire de care copilul are nevoie. Și faptul că actual statul încearcă cât de cât, măcar 2 ani, să lase să fie părinți lângă copii, eu cred că sunt primii pași, dar trebuie 7 ani părintele să poată să stea, unul din părinți măcar să poată să fie, pentru că așa cum se investește în cei 7 ani ai copilului, așa va fi copilul în societate. Îi vedeți mai debusolați pe copii? Vedem, dacă e să privim spre media națională, tot felul de situații tragice în care sunt implicați copiii. Chiar și tehnologia aceasta, nu știm încotro va duce cu atâta libertate pentru copii. Limbajul pe care copilul îl înțelege nu este limbajul articulat. Și în special în cei 7 ani de acasă. Este limbajul comportamental al părintelui. Mama când își ia pruncul în brață după naștere, este recunoscută de prunc prin atingere, prin ochi, prin simț, nu printr-un limbaj articulat, sau pentru că cineva explică, uite, e mama ta. Și lucrul acesta durează. Educația care se dă copilului este cea pe care părintele o are în el ca și valoare. Copilul își însușește ceea ce părintele are în interiorul său. Iar dacă părintele are în interior anxietate, stres, nervi, însoțite de alcool, drog, jocuri de noroc, curvușaguri și alte câte sunt în lumea asta, copilul acelea și le va însuși în mod tacit și când încep să explodeze și să iasă, vor ieși mult mai violente decât înainte. Mi-aduc aminte o familie care a venit cu un copil diagnosticat cu ADHD. Da. Așa, și erau preocupați, disperați și când au intrat să ne întâlnim, primul lucru care a făcut copilul, mi-a sărit în gât și s-a rămas așa prins de mine și doamna necăjită îmi spunea, vai, na, uitați-vă, așa face și lăsați-l. A stat copilul un pic și după ce s-a întors așa fericit, s-a uitat în ochii mei și mi-a spus, de ce, am zis către el, de ce ai avea nevoie tu acum să mă îmbrățișeze și mami? Și momentul ăla, dar zic, și atât ce, de puțin. Și mi-a spus, zice, dar sunt la lucru, sunt obosită, sunt stresată, sunt... Și discutând cu ei, zic, vezi, mama, de ce nu te îmbrățișează? Pentru că nu vrea să-ți dea stresul, nu vrea să-ți dea durerea, nu vrea să-ți dea... Deci nu pentru că nu ar vrea să te îmbrățișeze, e o formă de a te proteja. Și atunci o sărit în gâtul ei și... Și poate nici mama nu știa cum să-și ascundă acele sentimente, nu, pentru că erau trăirile ei. E inconștient, da. E o protecție inconștientă. Părinte, vorbeam și de război la începutul emisiunii și nu putem trece peste asta. Cum ar trebui să-l privim noi? Să privim ceea ce se întâmplă la vecinii noștri? Cum ar trebui să reacționăm? Să vă spun așa sincer sau sincer, diplomatic? Sincer. Cum vreți dumneavoastră, dar... Sincer, războiul e o mare mizerie a vieții omenești. E un joc miserabil, indiferent cine, cum l-ar justifica, din ce parte, în care, cine e vinovat, cine nu e vinovat. Din războaie omenirea n-a învățat nimic decât să împartă un teritoriu. Singurele lucruri care ies din războaie sunt împărțirea teritoriilor și sângele vărsat a celor
săraci tineri care n-au nicio vină și nici nu cred că ar vrea să participe și să moară pentru acea bucată de pământ, că e sub o autoritate, sub un guvern, sub altul. Dar, din păcate, aceste jocuri miserabile le fac cei care ar trebui să fie puși împreună să bată. Pentru că războiul este înăuntrul lor. Gândiți-vă câte mii de tineri au murit acum. Gândiți-vă la mamele lor, copii, la părinților, la copiii care lasă, la viețile înfrânte. Eu îl văd ca și un act de magie neagră în care principele lumii acestea se hrănește cu sânge nevinovat. Și e bine cât putem să strigăm spre Bunul Dumnezeu ca să oprească, să oprească aceste... Vedem și mesajul în biserici, rugăciunile pentru pace neîncetate. Pentru pace și eu cred că e nevoie de o rugăciune pentru o intervenție clară lui Dumnezeu, cum numai El știe în inimile și în mințile celor care determină atrocitățile acestea. Indiferent care scăde multe ori, par unii și sunt alții și par alții sunt alții, dar nu e misiunea asta de a judeca, ci de a cere cu stăruință ajutorul lui Dumnezeu și intervenția Lui înainte de a fi prea târziu. Da, suntem și în pragul sărbătorilor pascale, e încă perioada de post, iar despre Paște putem spune că este înviere, lumină, familie, bucurie, despre toți cei dragi strânși la oaltă, despre iubire sau cel puțin asta ar trebui să fie, despre dorire și multe, multe altele. În niciun caz despre acea alergătură de care aminteam ani de zile la supermarketuri să ne umplem coșurile de toate și fără să ne gândim la recunoștință, da, s-au fost situații și sunt. Trebuie să recunoaștem, așa cum spuneam la începutul emisiunii, suntem oameni, nu suntem perfecți. Toate acestea sunt în jurul nostru. Cum să privim aceste sărbători? Despre ce ar trebui să fie aceste sărbători? Paștile, prin natura lor, reprezintă un salt calitativ al vieții. Poporul evreu iese din starea de robie și trece în starea de libertate. Iisus Hristos iese din moarte și se reîntoarce la viață. Și poate pentru noi ar trebui să învățăm să ieșim din mormintele care ni le-am zidit. Casele noastre sunt ca și mormintele. Sunt frumoase, dar înăuntru sunt pline de tristețe, de neînțelegere, de depresii, de anxietăți, de boli, de suferințe. Și ar fi bine să ieșim din aceste morminte, să învățăm să facem acest salt calitativ, să ne reîntoarcem la viață și prin niște lucruri foarte simple, prin mulțumire și învățăm să ne bucurăm de puținul care îl avem sau de multul care îl avem. Să încercăm să scoatem din viața noastră fricile care ne sfătuiesc. Nu vom scăpa de ele. Iisus se duce după înviere la ucenici care erau închiși de frică și ascultau fricile. Intră prin ușile încuiate și suflă peste ei și le dă pacea. Să regăsim pacea cea adevărată a sufletelor noastre, care vine de la Dumnezeu, nu vine de la oameni. Pacea care vine din armonia sănătății noastre, din ceea ce Dumnezeu a zidit în noi și după aceea dintr-o relaționare corectă a noastră cu ceea ce este în jur. Fugim după amăgiri, fugim după imagini, fugim după frumusețea mormintelor în care stăm vii, fiind ca și morții. Eu cred că aici este acest salt calitativ din lumea robiei, pentru că suntem robiste aceste societăți și de tot ceea ce comerțul pune în viața noastră și de aceste imagini false ale lumii noastre și după aia din lumea morții, din această moarte. Să ieșim la viață, pentru aia cântăm Hristos a înviat. Și celor din morminte viață dăruindu-le. Noi ne gândim la ei de la cimitir. Nu, nouă, celor din mormintele noastre ne dă viață. Da, un bun exemplu. Dar de ce ne este teamă, de ce ne este rușine de multe ori să ne mărturisim credința, să vorbim despre Dumnezeu în anumite, în societate? Pentru că de foarte multe ori credința de-a lungul istoriei s-a unit cu ideologia și n-a mai fost credință. Credința s-a unit cu convingerile religioase și n-a mai fost adevăr. Credința este adevăr. În momentul în care noi suntem în adevăr sau găsim adevărul sau Dumnezeu îl pune înaintea noastră, când noi ne așezăm
cu simplitate înaintea Lui, nu mai ți este frică de nimic. Ești cel ce ești. Și te bucuri de ceea ce ești. Și vă dau exemplu care este clasic în Evanghelie. Sutașul roman era păgân, nu era evreu, nu era credincios după legea mozaică și Iisus spune, n-am găsit atâta credință în tot Israelul. Și care era acea credință? Se așează înaintea lui Iisus și spune, Doamne, eu ăsta sunt, eu comand, îmi place, sunt alții de care trebuie să ascult, adică ăsta sunt. E atât de simplu. Și noi tot timpul ne punem în alte realități care nu sunt ale noastre. Și aici este înstrăinarea de noi. Ruptura aceasta dinăuntru omului este legată de înstrăinarea de sinele lui. Tânărul din pilda fiului risipitor, când se oprește din căderea lui, Evanghelia spune, s-a reîntors în sine. În clipa în care noi intrăm în contact cu sinele nostru, ne reîntoarcem înspre izvorul vieții, înspre adevăr. Și ce face? Se întoarce înspre Tatăl și spune, am înțeles că nu l-am ascultat și mă duc acum să-l ascult, mă duc ca și argata lui. Aici trebuie să întoarcem și noi, să începem să ascultăm din nou cuvântul adevărului pe care Dumnezeu ni l-a dat fără să-l interpretăm, fără să facem 100.000 de speculații pe marginea lui, să-l vedem în viața noastră unde este. Să văd când am fost eu fiul risipitor sau unde sunt ca fiul risipitor, să văd unde sunt ca și fiul celălalt, mânios și supărat, să-l văd unde sunt poate ca și tată sau în toate ipostazele Cuvântului Dumnezeu și acolo unde mă identific să învăț din ceea ce mi se spune. Iar cei cărora li se pare mai greu să găsească această cale, ce le spuneți? Adevărul nu are culoare religioasă. Adevărul este, eu nu cred că sunt oameni pe pământ care nu-și doresc să fie sănătoși, să aibă liniște, să aibă pace, să aibă bucurii și să se simtă împliniți. Nu e religios, nu e un factor religios ceea ce am vorbit. Credința, noi credem că e legată de religie. Credința e adevărul pur, ființial, care este în tine și care te face să te relaționezi corect cu viața, cu societatea, cu tine și cu tot universul care te înconjoară. După aia vin toate celelalte forme care le manifestăm prin diverse ritualuri, credințe, dogme și ceea ce am primit și ducem mai departe. Dar sunt pârghile care țin ceea ce am spus la început, structura unui om, omul cel zidit de Dumnezeu după chipul și după asemănarea lui. Spuneți-ne la final de emisiune, pentru că mai avem doar 2 minute, ce program veți avea la Mănăstirea Prislop înainte și în timpul sărbătorilor pascale? Programul la noi e destul de simplu. Serile la ora 6, slujbele, iar noaptea de înviere va fi la 11, se face prima parte a canonului și după aia învierea la miezul nopții și după aia la 11, în ziua de Paște, a doua zi de Paște, a treia zi de Paște, va fi slujba specială de izvorul tămăduirii care se face în ajun, joi seara, cu maslu, slujba după aia de vineri de izvorul tămăduirii, dar toate norm, așa, deci orarul e simplu, la 6 seara slujbele de seară și cele dimineață la 9 și 11. Pentru că am ales un titlu mai altfel astăzi, Situația omenirii în contextul actual, aș vrea să vă rog la final să transmiteți dumneavoastră mesajul pe care îl simțiți către oameni, către cei care ne urmăresc. Eu cred că un singur gând aș dori să învățăm fiecare dintre noi să mulțumim Bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce noi am primit, pentru puținul sau multul care îl avem, să învățăm să mulțumim și celor dragi noștri pentru prezența lor lângă noi și pentru tot ceea ce au făcut și fac, pentru tot ceea ce ei sunt în viața noastră. Să încercăm să fim recunoscători pentru tot binele care îl avem și să ne bucurăm de el atunci când îl avem și nu doar să plângem când l-am pierdut. Dacă reușim să facem asta, eu cred că facem pași mari în viața aceasta. Mulțumim, Părinte, pentru participarea la emisiune. Vă mai așteptăm și pe alte subiecte. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară bună împreună cu televiziunea Tele Plus Maramureș. La revedere!